Școala din satul Găgeni al comunei Păulești a fost modernizată anul acesta. De când s-au întors la școală, elevii și profesorii instituției de învățământ beneficiază de toalete separate. Totul a fost posibil după ce primăria a extins clădirea în care funcționează școala. Au fost amenajate chiar și toalete pentru persoanele cu dizabilități. A fost o extindere bună, o investiție care, într-adevăr, aveam nevoie de ea, pentru că la această extindere nu a venit numai toaletele, a venit și o cameră de centrală, a venit și camerele pentru lapte și corn, camerele pentru femeia de serviciu. Erau unele lipsuri care, într-adevăr, această școală avea nevoie. Și cum trebuia să o aducem la standarde, să putem să primim autorizație și aviz de funcționare, am făcut tot ce a depins de mine și de Consiliul Local și pe aparatul de specialitate al primarului și am dus la îndeplinire lipsurile care le avea această școală. Era o problemă pentru, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, și considerăm că reprezintă un plus pentru școala noastră, de care dispunem de acum încolo. O altă modificare ce s-a făcut la școala din Găgeni constă în amenajarea unei noi săli de clasă, astfel că acum toți elevii pot învăța de dimineața. Conducerea primăriei a făcut aceste investiții în școală pentru a le crea condiții cât mai bune elevilor. Considerăm că învățământul dimineață e mult mai important pentru copii și e mult mai așezat, datorită faptului că sunt mult mai responsabili dimineața, nu sunt obosiți să vină la orele prânzului, și considerăm că viitorul asta ne oferă, să avem copii bine pregătiți, să avem copii care trebuie pentru aceste școli. Consider că nu știu de ce fug unii oameni de la satul Găgeni și se duc cu copiii către Ploiești, către alte școli din Plopeni sau Băicoi în altă parte, datorită faptului că aici au toate condițiile la standarde europene, au tot ce le trebuie și nu văd de ce trebuie să ducă copiii în altă parte. Dispunem de toate clasele, de sălile de clasă, avem teren de sport amenajat, teren artificial. În curând se va deschide și sala de sport a școlii și avem profesori calificați și bine pregătiți. Investiția primăriei Păulești în școala Vlad Mușătescu din Găgeni se ridică la aproximativ 350.000 de lei. Lucrările au început în luna mai a acestui an și s-au terminat în vacanța de vară.